Mi-a plăcut foarte mult cum lucrează cu copiii, care rezultate, că duce mai departe tradiția tatălui, la fel domnul pe care am cunoscut și care a avut rezultate cu copiii. Și cumva am văzut vreau să fac un material cu fiță de pe noastră, de continuitate, antrenoriată, când merge cu cam de probă din tatăl în film. Și iată-mă aici, de o săptămână, și acum am zis, dacă tot sunt aici în echipament cu mine, să trec de poze și să și înregistrez. Cam asta este. Documentarul, când gândești așa să-l faci, undeva peste câteva luni? Da. Adică mi-ar plăcea să pot să scot acum din săptămâna asta un show de 15 minute, dar nu știu încă. E un proiect personal, în primul rând. Eu, al meu, nu e finanțat de nimeni. Eu stau pe banii mei aici, la echipamentul e al meu. E o pură plăcere de a descoperi oameni, evenimente. E prima oară când stau așa mult la o gală de box, mai ales în campionat național. Și o experiență foarte frumoasă. Cu drag, pe WhatsApp imediat voi pot trimite. Nu mă arde azi, măi. O să fie și când le descași tu, m-ar ajuta unele să fie, după trei să fie pe mail, că pe WhatsApp le comprimă și le micșorează. Mersi. Gracias.
Amen.